Bine, v-am regăsit oameni buni. Vă salut, dragi e, prieteni! Mă bucur să încep o nouă emisiune Învață românește. Dacă sunteți curioși, aș vrea să vă spun că aceasta este emisiunea cu numărul 667. Așadar, e, observați că este emisiunea cea mai longevivă din spațiul public, o emisiune care cultivă e, limba română. Cine mai cultivă limba română? Mai este domnul Radu Paraschivescu, care, o dată pe lună măcar, are o astfel de emisiune la un post național de televiziune și, de asemenea, săptămânal, mai apare într-unul din ziarele de pe net cu abordări legate de cultivarea limbii române. Aș vrea să-mi cer scuze față de Viorel Ioan Sava, al cărui, a cărui întrebare am omis, am trecut peste ea, și acum când mi-am verificat relațiile mele cu publicul, am descoperit că nu i-am răspuns. Iată ce spune domnul Viorel Ioan Sava. Auzim la radio și la TV pronunția pintilii. Trei silabe. Pintilii. E vorba de un fotbalist de la FCSB. Nu ar fi corect pintilii? Sigur, nu ar fi corect. Este vorbire populară, pintilii. Corect ar fi pintilie, pentru că acesta este numele uh, uh, românesc. Sigur, noi, moldovenii, închidem uh, vocala finală și uh, pronunțăm în loc de bine binii și așa mai departe. În loc de pintilie pintilii și așa mai departe. Deci, fără euri îi mulțumesc domnului Viorel Sava pentru înțelegere iată deci răspunsul corect ar fi să fie PIN-TI-LI-E deci în patru uh, silabe uh, adesea se întâmplă ca din cauza faptului că a trecut o lungă perioadă de timp uh, de când am terminat școala sau uh, trăim într-un mediu în care pronunțarea populară e normă și atunci iată că apare această chestiune, da? Închiderea lui e final la o serie de cuvinte. În schimb, vreau să spun telespectatorilor noștri că nu e vorba de o greșeală, ci de o pronunție populară. Pentru că dacă, să spunem, 85-90% din populație pronunță într-un anume fel, evident că pronunțarea aceea nu poate fi uh, greșită. Trecem mai departe la treaba noastră, da? Și îl cităm pe celebrul CTP, Cristian Tudor Popescu. Când scoți un pistol, virgulă, noaptea, virgulă, pe geamul mașinii, cine face diferența între un pistol cu capse și o armă cu glonț decât cu greu? Din fericire, nu s-au întâmplat o grămadă de lucruri. Tot respectul pentru celebrul CTP, dar în exprimarea domniei sale sunt două greșeli foarte, foarte grave. 1. Apariția lui decât, adverbul acesta care uneori e folosit în comparații, nu, în următoarea exprimare, Cine face diferența între un pistol cu capse și o armă de clonț decât cu greu? Uh, să ne înțelegem. Acest de decât, decât apare, decât. Să scriu aici că poate pronunț greșit. Apare de obicei în propozițiile negative. Nu am decât 2 lei. În aceste condiții, sigur, îi reproșez domnului CTP faptul că acceptă, să spunem, varianta uh, unor politicieni uh, din sudul țării, nu, uh, domnul Joană, campion la acest uh, capitol, nu, care pune decât uh, în propoziții uh, pozitive. Nu este corect. A doua greșeală este un dezacord și unul rușinos, foarte grav. Nu s-au întâmplat o grămadă de lucruri. Nu s-au întâmplat. Deci, observați, dumneavoastră, că o grămadă este subiect în această propoziție și este un substantiv la singular. Ba chiar este articulat cu uh, un articol neotărât, O. Oh. Și e clar uh, că este un substantiv la singular. Ei bine, autorul pune predicatul la plural și iată încurcă toată exprimarea spre rușinea domniei sale. Corect era, nu s-a întâmplat o grămadă de lucruri. O grămadă nu s-a întâmplat. Ca în propoziția, s-a găsit o grămadă de pietriș. Nu poți să spui, s-au găsit o grămadă. Deci să ne înțelegem. Scuzați, vă mă rog. Îl citesc pe domnul Cosmin Gușă, devenit în ultima vreme mare analist politic, dar aș vrea să vă spun că este un analist cu o gramatică precară. O să spuneți domnia voastră, bine, dar sunt și alți politicieni. Eu aș prefera niște politicieni model care să respecte limba română, să știe limba română și să o folosească întotdeauna corect. A apărut și la o serie de jurnaliști și la o serie de politicieni necesitatea de a-și pune pe rețelele de comunicare ceea ce gândesc. Deci le vine lor așa o idee noaptea, nu? Se scoală din somn și atunci trec la telefonul mobil sau la calculatorul lor ultramodern și folosesc dicteul automat. Ce este dicteul automat? telefoanele moderne au această funcție și uh, poți trece să dictezi un articol, să dictezi o declarație, iar uh, programul respectiv o transformă automat în scriere. Probabil așa face și uh, domnul Cosmin Gușă, că în scrisul domniei sale se întâmplă o minune de greșeli. Uh, și evident că lucrul acesta este dureros, nu? Pentru că este o personalitate cunoscută și ne-am așteptat de la domnia sa măcar o minimă cunoaștere și o folosire corectă a limbii române. Dar să-l citesc. Un intelectual are nevoie de privilegii ca să poată să creeze, să poată gândi niște proiecte. Proiecte. La mâncat pe ei. Proiecte nu îl mai scriu pentru că probabil toată lumea o știe. Proiect. Iar că și eu am scris urât. Citez mai departe. Dacă ești luat cu viața de zi cu zi, e foarte complicat să creezi. Deci, dacă ești luat cu viața de zi cu zi, păi nu înțeleg cum vine. Eu știam că dacă te iei cu viața de zi cu zi, ar fi e, corect. Dar aici e, nu, nu cred că l-a luat cineva pe domnul Gușă și l-a băgat în viața asta, nu? E, ca să fie foarte complicat, foarte. Îl mănâncă pe acest t de aici și își pune astfel. Textul pe rețeaua de socializare, creând, să spunem, niște comentarii cu totul și cu totul, să zicem, jenante la adresa domniei sale. Încă un citat și mă opresc. Aceeași greșeală. A fost foarte important brandul și succesul de public, succesul financiar. Repetă, foarte. Cu muncat, așa cum v-am spus, numai că, observați, aici mai apare și un dezacord. Subiectul este brandul și succesul, un subiect multiplu, iar predicatul trebuia să fie la plural. Corect ar fi fost, au fost foarte importante brandul și succesul. Dar, iată poate îl trage cineva de mânică pe domnul Gușă. Mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați să-mi semnalizați și alte controverse, greșeli, sugestii să-mi dați pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește. Rămâneți sănătoși, doamnelor și domnilor, pa, dragi copii!